Cine e cel mai bine plătit concurent de la Survivor All Stars? Știți că vă ziceam mai de mult de show-ul care începe pe 16 ianuarie anul acesta de la Pro TV și de concurenții care se vor înfrunta? Ei bine, acum am aflat și cu cât sunt plătiți. 10.000 de euro pe săptămână pentru Jador. Aduceți aspacat din... Aoleu! Băiatul ăsta ia mai mulți bănișori într-o săptămână decât alții în jumătate de an. De când fac valutari, am făcut ce n-am făcut și am ajuns la milionari. Și țineți cont că vorbim aici de 4 luni de filmări, deci ar putea ajunge la 160.000 de euro dacă rămâne în concurs până la sfârșit. Zice-se că s-a negociat de a rup pentru că nu are prea multe concerte și evenimente anul ăsta, mai ales că singur a spus că se lasă de cântat. Și din decembrie o să întrerup activitatea. Probabil a făcut sacrificiul ăsta în speranța că va câștiga Survivor, deci s-ar mai adăuga 100.000 de euro. Andreea Tonciu e și ea în cărți cu 6.000 de euro pe săptămână. Cred că le-a fost frică să-i dea mai puțin decât cere, iar restul concurenților ajung până la 5.000. Hai că nu e rău pe banii ăștia niște săptămâni prin Dominicană.